Gabriel Boșin a acordat primul interviu după instalarea în funcția de antrenor secund la Steaua. Fostul mijlocaș, acum în vârstă de 43 de ani, va face parte din stafful lui Daniel Oprița, cu care a împărțit aceeași cameră de cantonament pe vremea când erau jucători. Ce a spus acesta despre condițiile pe care le-a găsit în Ghencea și despre forma sportivă a jucătorilor Stelei, dar și pe cine ar vrea să vadă la inaugurarea noului stadion, vedeți în materialul realizat de Steaua TV. Gabi, cum e să te întorci din nou în Ghencea, acum pe o altă poziție? Mirador de tot ce înseamnă fotbal, de tot ce înseamnă mișcare. Îmi aduc aminte cu plăcere, tot ce înseamnă această bază, Mă bucur că sunt aici. Iar poziția mea de aici o să fie de, într-un secund, o să pun și umărul la tot ce înseamnă obiectivele acestei echipe pentru promovare. Sperăm să ajung în divizia cât mai repede. Ce te-a făcut să te alături acestui proiect? Inițiativa a venit de la co colegul meu de cameră, de la Daniel Opriza. Au mai fost tentative de a lucra împreună și la Juventus București și la Reșița. De data asta a fost de bun augur v-am spus, mă bucur că sunt aici. Noi suntem prieteni de foarte multă vreme, am păstrat legătura și după ce ne-am lăsat de fotbal. Sunt, suntem foarte apropiați și eu zic că o să reușim multe lucruri împreună. Te așteptai să mai găsești în Ghencea aceste condiții? Sunt mirat de tot ce au putut să construiască să, pentru această infrastructură, deci sunt, cred că, puțin echipe din divizia întâi care au aceste condiții în la urmă este benefic pentru, pentru echipă și condițiile o să ajute pe jucători să-și atingă toate obiectivele. Cum se pare în acest moment echipa Sterii? Sunt foarte mulți jucători care au activat în Liga 1, deci Băjenaru, Elec, Enceanu, Vali Bărbulescu, Mihăescus și mulți alții pe lângă care vin din urmă Unilie, Deci sunt jucătorii foarte, foarte buni care o să, o, să, o să fie cunoscut pe, pe parcursul lor. Din păcate, în această perioadă, meciurile nu se vor disputa cu spectatori. Ție dor de atmosfera pe care o creau suporterii stelei? Eu mi-aduc aminte ce îmi ce spunea Gencia, mi-aduc aminte cu plăcere ce meciuri am avut contra lui Liverpool, lui Southampton și nu numai atât. Sper să ajungă și jucătorii de acum să aibă plăcerea și onoarea de a juca altfel de, de meciuri. Stadionul, l-ai vizitat? L-am vizitat, este, este, incredibil. Cu regret că n-am ajuns să joc show pe un astfel de stadion, dar totuși și cel pe care am jucat eu era unul dintre cele mai frumoase din țară la vremea aceea. Poate vei juca la inaugurarea noului stadion, cum a spus și Dorin Goian. Cine știe, vedem ce, ce, planul să aibă organizatorii, nu se știe niciodată. În orice caz, pe el o să ajung măcar la antrenamente, așa că sunt mulțumit și cu atâta lucru. Ce meci s-ar plăcea să vezi la inaugurarea noului stadion? Nu știu, nu m-am gândit, vă dați seama, e foarte important la inaugurare să fie invitat și generația 86, pentru că de acolo a plecat totul. Eu zic că așa ar fi frumos, așa ar fi corect să pleci inaugurarea cu generația 86 și după aceea cred că mai, mai e loc și pentru altceva pe lângă. Pentru tine cea mai frumoasă amintire din Ghencea? Primul meu uh... Campionat. Deci ultima etapă cred că a fost cu, cu Timișoara, unde am devenit pentru prima oară campion al României. Dar pe lângă asta sunt foarte multe meciuri din Champions League, din Europa League, Real Madrid, Sevilla și Lyon și toate celelalte. Deci mă leagă o mulțime de amintiri de tot ce înseamnă această, această bază.